să ciorbă. Which profesor universitar. De asemenea, astăzi a generat extins cu universitate publică de stat Ion Beangă și pe colegul nostru, domnul Nicolae Bacarenco, proștiințe pedagogice cu universitate, universitar de la Universitatea Gazdă, pe care deja am enunțat-o de multe ori. În conformitate cu momentul de menționare a poziției și organizată în totalitate prezentă pretendenta doctor, doamna Șamă Inas, este prezentă și toți cei 5 membri ai Consiliului Științific Specializat și ambii terenți oficiali sunt în voință de plină aici în 5 de la Universitatea de la Facultatea Federală. Permiteți-mi să anunțăm, să declanșăm de susținere pe acestor în știință. La tine am dosarul de doamna Șamă Inas. Vă rugăm. Ministerul Educației din Israel devine
includerea copiilor cu dezabilitate în viața de executare a abilității cursurilor de activitate. Și mare profesională, doamna Marina, participă de diferite cursuri mare, seminare, ca de exemplu cu educație socială, în 2003, sau la este în față, da? Doamnei Șamăienă sunt anexat și următoare de comunite. Decizia Consiliului de Atunci are Agenției Naționale a Vizitării și Cercetare din 2017 la formare Consiliului Științific Specializat pentru susținătorilor de doctorat în știința educației a doamnei Șamăienă cu temă formarea agenției dispozitive de inclusiune copiilor de la profesorii educației fizică, ceea ce 531, punctul 1, al educației, conducător științific, doamna Bodo, punctul Marina, doctor abilitate, pedagogic și profesor cu dată. Să deduc și rezumat de acest limba engleză și română. Hotărârile semnalului științific de profil din cadrul Universității de Stat de Bologna, inclusiv adusul semnalului științific de profil, în baza conservă, numărul 3 din 24/2022, la care se anexează și prezentul arhivului, lista lucrărilor și prezentul la tema tezii, în număr 9 lucrări, este semnată de evaluare, certificat de semnătate și indicată Universității de Stat din Moldova, la care se anexează suplimentul publicat de tema tezii de doctorat. Această listă conține 5 titluri publicate în revistă științifică Regiunea Națională a Vizitorilor de Profil, și anume articolul din International Journal of Social categoria A, 3 în revista Studia Universității Moldavia și în revista din teorie și practică internaționale didactică PRO. De asemenea, a participat cu comunicări la 4 conferințe internaționale și naționale cu participare internațională. Avizul pozitiv al Universității de Cercetare, care a fost elaborat teza al Departamentului Știință al Educației, este numărul 9 din 22 februarie 2022, Universitatea de Stat din Moldova. Avizul conducătorului științei la teotra, lipsă de dați numărul de 24, care au fost expirate, autorizate, au referat reșinței cu ștandul apucii, inclusiv în lăsat cu minimul 30 zile înainte de susținerea publică. A evidență de punerea tezei de doctor în Fondul Bibliotecii Universității de Stat din Moldova și a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Dosarul este complet și toate documentele au fost îndeplinite în strictă conformitate cu cerințele acestea. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, dosarul este colegi și pe marginea celor audiate deja, vă rugăm să le întrebări. De care o prezentare nu trebuie să fie mai lungă decât prezentare de tot. Ok. Ținem cu altă și este impunător, avem o practică cu experiența și în cazul când aveam 10 sau 50 de publicații, le citeam toate, da. Și acum, văd se oferă președintii la Comisiei de Educație, doamne Șama Ieas, pentru a exprime timp de 25 de minute rezultatele proprii cercetări științe descrise în teza de doctor. Prezentarea va fi în limba unui slide, și după ei va vorbi în limba engleză. Ca să nu plăm timpul de traducere sincron, vă rugăm să înțelegeți și să urmărim textul în română. We speak about you will present in English without translation. Do you see the general ideas or your slide? Please. Okay. Thank you, Dr. I am glad and happy to be here to present my research, the finished step
Thank you for all and the professional development team. My title is Cognitive Attitude Physical Education Teachers Toward Inclusion of Children with Disability. Actually, inclusion in education is connected to a fair quality education, which involves more sensitive responsibility strategy. It's very important. Including with disability generation. Okay. The main goal of my research is to translate the vision of inclusion to practical opportunity, not risk and a threat. They have to practice. Problem description of the my research. Several have provided strategies and teachers that use. So students with disability are a major problem to student learning. Teachers' attitudes are a problem in the inclusion practice. Okay. The problem of the research to a new physical education address by Corbian and Don Vesey approaches the integration of a theory of selecting paradigm. Duva and analyzed by researchers, Professor Roca, Caro, and Shabuki. Okay? At the same teachers' attitude toward inclusion of students with disability and students of education are less. The research problem is how to improve the education teachers' attitude. You to regard inclusion with disability into your education activity to make their education more efficient in the non-inclusion. The goal of the research consists of elaboration, practice, and development of the pedagogical model. The process of developing positive attitudes of physical education for students with disability will be more efficient if we adapt a physical education program, motivate student disability, validation of the mind of the model, and give the inclusive program. Research objective. We have five to explore the concept of innovation to offer a physical and practical framework to examine the complexity of correlation in education and teacher attitude. The research is simple. It is 100 physical education teacher in the experimental stage. After this, after 90 teachers of physical education were randomly selected that have negative attitudes, negative. That see including it's the risk and not a opportunity. What we use in the research, a questionnaire connected part. Okay. The reason that causes students to leave the lesson, why students not participate in the lesson, we have reasons here. We can see, okay, variables. We use a lot of variables in the research, okay? And finding the attitudes of physical education teachers towards students with disability. We have four hypotheses, okay? And a confirmation of the four hypotheses that we can see the hypothesis of the variables 5 years, 0 to 5 years, they have a lower challenge, they have greater threat. A teacher, physical education teacher that have a experience, have a good positive attitude, and male and female gender, it's different. Female, it's open mind, positive, yes, energy, yes. And the experimental formative stage. This is the premise of the experiment.
many of the physical education teachers hold negative attitude toward inclusion students with disability in their lesson. They don't have skills, they don't have tools. They have awareness, but they want to help. He must help him. The vision behind the research to lead physical education teachers to personal empowerment by connection there, increase awareness for the relevance of inclusion to practical steps of curative experience. Adapted physical education, adaption. It's the more important in the program, in practice. Adaption occurs, yes, as an interactive process of change between the individual and environment agent who using the practice may handle the process. We propose a mixed approach. Students with disability can be included in the physical education together with those without disability. Okay. Principle of inclusive inclusion. Physical education teacher is a model. It's a model, it's a inclusive behavior. We have here the development of competency, ability of inclusion. Pupils with disability will not feel rejected, but on the contrary, they will, yes, participate in the lessons, not rejected in the physical education lessons. Peers will emit and develop inclusive behavior, ordinary peers. Okay, sport for everyone. Sport is very program intervention, give tools for everyone. Here, session 1, 2, and 5, a professional and workshop. We give session and workshop for intellectual disability, physical disability, and visual disability. Okay. Adaption of activities and games. Here we have the adaption in practice. Respect the rules. Achieve score speed object of the game. Okay. Also compression instead of competition. We want to growth. Peers, not competition. Columbia, the whole personal score becomes irrelevant. Okay. Adaption of activity and equipment. We use ball, foam ball, slow down, using a larger type of equipment, increasing the number of participants to reduce activity a person. Shorting the duration of the games, adaptation. Okay. Validation of physical education teachers' attitudes toward the inclusion of students with disability. Sport is for everyone is a reflective past of result of formative experiment measuring attitudes of physical education teachers from intervention, experimental group, and control group. Here, findings, comparative pre and post control and intervention. We see here, you can see the different positive and before and after the intervention. Findings. Okay. We have, yes, of learning and ability to perceive situation from the point of view of others, respecting the individual of each individual. Okay. It's inclusion as an opportunity. Challenge to face, to include and not risk and not free. Average pre-post intervention. Here we see intellectual disability, vision problems, and physical disability, pre and post intervention and control group. Qualitative part. Interviews, the matrix of indicator and indicators of positive attitudes of physical education teacher in the vision of students with disability. Okay, you can see here, we passed on the matrix of indicators of positive attitudes of physical education teacher in the vision of students with disability proposed by us. We found a very important change in the attitude of teachers structured in three dimensions: cognitive, emotional, behavior.
and physical education behavior towards students with disability. We conclude the formative program sport is for everyone, can serve as an example of good practice for the physical education attitude and the attempt to increase the inclusion process toward students with disability of school. General conclusion and recommendation. We have all the conclusions are important, but I would like to mention the most relevant one. We all hear a definition of inclusive education and inclusive culture were reinforced. Also proposed our definition of positive attitudes, inclusive culture of school, a definition of inclusive education from a proud and a narrow perspective. The result of experimental research demonstrate the change of attitude towards the student's disability as a threat problem to the approach of challenge, okay? And it's a challenge and not risk to give physical education teachers, include physical education, disability students with disability to participate in physical education activity together with students without disability. Okay. The scientific originality and duality of the research, novelty. Okay, the examination of changing trend in the attitudes of physical education teachers toward the inclusion of students with disability in their regular lesson at health care and level, conceptual level. Adapting the concept of inclusion, positive attitudes of physical education teacher, helping to change the traditional paradigm that sport is not important. It's important. It's good. It's the positive attitudes with disability. Development, implementation, and validation of pedagogical model. The scientific problem solved in the research consists in increasing positive attitudes of physical education teachers toward the inclusion of students with disability in physical education activity, as a result, increasing motivation of disabled students to participate, to be part of the lesson in physical education. Oh, personal contribution. This is very important. A set of principles, connection between physical education teacher attitudes, and a psychopedagogical strategy. Challenge, goals, and practice steps. A model for developing the positive attitudes of physical education teacher towards students with disability, ATP adaptation. The matrix of indicators of the positive attitudes of physical education teacher in the behavior of students with three disabled types of disabled: intellectual, physical, and visual. Okay. Wow. Come on. Recommendation for policy markers. Mom, don't worry, because we know very well your content from thesis. And don't. I feel inclusive. Yes, it is very inclusive environment here. Yes. Thank you. Okay, recommendation for policy markers, recommendation for environmental adaptation, recommendation for Carolic markers and school management. Okay, and limits and the future step. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Avem și ne va ajuta la traducere, de asemenea și doamna colega din Israel, doamna Omer. În cazul când vor apărea anumite probleme, ca să grăbim procesul și să nu apară contradicții de înțelegere. Doamna președintă, ne cerem scuze. Doamna pretendentă a pregătit un fere un video să arată practic ce face dumneavoastră. Dacă ne poți ajuta, ceva s-a întâmplat, noi parcă l-am verificat. Eu prezent the emotions and you are very involved, effective in your work. Because it's your personal
sectorul arab, toate astea sunt arab sector. Arab sector. Toate sectorul cristian, musulman. Da, e interconfesional, dar e doar din sectorul arab al Israelului. Da. Mulțumim foarte mult, stimați colegi. Am ascultat și o engleză cu accent arab, deoarece limba maternă ei este trilingvă, vorbește și araba ca limba maternă, dar vorbește și limba hibru, dar și engleza. Acum vă rugăm frumos să puneți întrebări pe marginea cercetării realizate și a prezentării care a fost deja efectuate. Ordinea este aleatorie. Vă rugăm, domnul profesor, să atingi orba. Ia să încep cu niște întrebări mai simple. Da, nu, mai bine cu o recomandare. Să evitați, nu să evitați, dar mai rar să folosiți cuvântul ok. Să nu dirijați cu mâna stângă permanent. Cu dreapta. Emoțiile. Da, mai schimbați mâna dreaptă sau evitați. Emoții. Prin mimică și gesturi. Acum eu am întrebări. Ce universitate ați absolvit? Și ce specialitate? Which university have you graduated and at which specialty? Which specialty? Which university did you graduate? Winget. It's a good the unique university in Israel. Special. Which place is it? Yes. Special with the disability support for disability students with disability. In which city is it? Situated in which city, in the region, just to say. Natanya. Which place? Which city? Natanya, yes. Este universitatea foarte unicală, deoarece anume acolo, da, este dezvoltată anume această specialitate, da, de inclusiv, da, inclusiv. Adică este specialitate inclusiv. Da, în regiunea Natanya. Am înțeles. Unică. Eu am pus întrebare pentru că nu avem așa. Da. A doua întrebare, noi avem mai multe feluri de dizabilități, mai multe, da? Ce ține auditive, motorii și așa mai departe. Cum ați procedat? Cum lucrați în funcție de felul sau tipul de dizabilitate? Okay. Yeah. You have three types of disabilities. Yes. How did you proceed? How did you work with each of them? Can I show a slide? Okay, adaption. I will slide. Which number? You. Okay. Adaption. I changed the rules of the mishak. Yes. I changed the duration, durata competițiilor se schimbă, se modifică în caz de incitate. I worked with equipment. Echipament special tot se alege diferent. I give an example. Tvisav is Rika, throw and ball. Throwing a ball. Wheelchair's disability. I changed. Instead of a ball large, pentru ele pirotile, de exemplu, eu dau mingea mai mică decât pentru cei care... Bine, am înțeles. Dar interesează că așa, puteți combina cei cu dezabilități auditive, văz și motori. Do you combine these three in one, maybe group, in the same activity, children with one disability or with auditive or with do you combine them sometimes together? Combine the disability together. And in the beginning, we categorize them. In the finish, mix. Ca final, încercăm să le mixăm. Și ultima întrebare mea. Într-un colectiv de elevi, câți copii sunt,
Într-o clasă obișnuită. Într-o clasă obișnuită, da. Câți copii pot fi prezenți sau într-o așa... Nu poți fi 50 la 50 sau... What is the ratio typical between healthy children without disabilities in one group and how many will be with disabilities? What it's not is it not 50-50? Yes. So sim separat so parte. What is the ratio? 50-50, 60-40, the children. Children with disability and without disability. They are 80%. Yes. Without disabilities. Non-disabilities. Non-disabled. חלוקה בין 40-40. No. 80, מה זה 80 באנגלית? 80, yes. 80, I divide. 40. Nu, ea lucrează doar cu copiii cu dizabilități sau cu tot copiii. Eu am impresia că ea lucrează doar cu cei cu dizabilități. You're working only with children with disabilities? Da, da, da. Your class is forming. Yes. How many people with disabilities? And how many without? Without. Yes. It was, תגיד את זה, שזה 25. disability. Okay. And that disability job. Okay. What is the division? Yes. How many of them are with disabilities and how many are without disabilities? You have mixed classes. Yes, mixed classes. So how many are without disabilities? Without disability. How many percent? 25%. Yes. Without disability. Yes. But with disabilities, 80. No. Vice versa. Yes. Vice versa. 80 fără disabilități și 20 undeva, 25 cu disabilități. Da, mersi. Și numărul de copii într-o clasă obișnuită, numărul mediu de copii într-o clasă... Obișnuită standardă fără disabilități, da? Nu. În general. What's the average number of students in your typical class usually, plus minus approximately? In the regular lecture. In regular, da, school. Not disability, all. In general, in all. 35, 32. It's different from תגיד בית ספר פרטיים private school orthodox and it's ממשלתי public state schools. I teach in both. Puțină diferență între școli private și de stat. Da. Ea predea în ambele tipuri de școli, da. The number of pupils in the private is less. În privat, de ce este mai puțin ele în clasă? Mai mici, grupele mai mici. Different. Da. The same situation is in Moldova. Mulțumim frumos, vă rugăm, domnul profesor Panico. Vreau să-mi tezi, că în Israel 20 Ei sunt cu dizabilități. Știți așa ceva interesant. Mine mă interesează întrebare. N-aveți dumneavoastră, nu despre ce, aveți dumneavoastră date că numărul de copii cu dizabilități s-a mărit sau se mărește din deceniu în deceniu sau se micșorează. Dacă aveți date, stai. So you said that 20% of children with disabilities typically, yes, in Israel, yes? 20% approximately. Do you have some statistics in time, how this number changed or not? 20%, or it's quite the same? So typically you said that you have about 20%, yes, okay. People with children with disabilities, yes. Statistically. Yes. Do you have some data from in the period of time, if this percentage changes a little bit? Yes, in the beginning of the experiment, it was 25% disability, the negative. In your school, da? In your place? But, in general, sau numele la școală, doamne? In general. Yes. If you know about general situation in the country, not only in your school, yes. If it changes in time, maybe. 10 years ago. If you have some. Can I, Hebrew? Disabled person.
Do they rise the ratio? Ah, okay. האם יש יותר או פחות ילדים עם מוגבלויות? ומה? עם הזמן. Ten times ago today in, and maybe in the time, yeah, what's yes. the difference yes in statistics in statistical in general I can say yes in general it's it grows yes gradually yes yeah. increase fai dinamica internazionale acum dacă dinamica internazionale clar că asta nu e pentru teză dar aici scrie da yes sunt o mulțime de factori care generează creștere. Asta e una. A doua, este care am luat limitele din normă socială. Limita de jos și limita de sus. Eu pot să-mi ușoresc cum au fost anii, în Uniunea Sovietică, anii 20-30, secolul trecut, până în 36, jumătate de copii erau cu dizabilități. Dacă nu știe carte, nu știe scrie, apoi să știe putea în anii 60-70. La iarăși, tot Dumnezeu vedeți. Ei, asta e printre altele, asta nu e atât la teză, da. Dar încă un moment. Vreau să spuneți în semnificația teoretică a cercetării, că ați contribuit la dezvoltarea conceptelor teoretice ale incluziunii în raport cu educația fizică, tema de noastră. Prin ce ați contribuit la dezvoltarea? Da. So you said in your theoretical part that you contributed to the conceptual theory yes, of inclusion. Okay. Can you say specifically what is your contribution in this part, in the theoretical base? Okay. First of all, I repeat the part of the theoretical because I have the rules. I go according to the rules of. Academy. Yeah, yes. The main. If you just can give some concrete example, how specifically you contributed? What is your contribution? What you added? What you propose? Yes. All of the dimensions of the attitudes, three emotional, cognitive, and behavioral. Tre dimensioni, yes. Emozionale. Okay. Oh, yes. Da, yes. Socotica, da, le socotica, parte contribuției mele, da. Vă mulțumim, domnul profesor. Gata. Da, vă rugăm, doamna Dar. Dacă dumneavoastră ați vorbit despre aceste dimensiuni, puteți spuneți cum totuși ați măsurat transformarea de la negativă, da, la atitudine pozitivă a profesorului de educație fizică față de elevi cu dizabilități, da, după modelul dumneavoastră. Can you give an? You said that you changed from negative to positive attitude of physical education teachers. Can you specifically give an example of how you measured, how you evaluated this change, how you assessed it? Okay, we can see in the presentation the matrix of indicators of positive attitudes, the three elements. Yes, cognitive and emotional dimension, and behavioral dimension. In this case, we can see that all the about the definition, it's help me to promote my aim research. Adică ai simplu prezentat în acest matrice, dar prezentat în prezentare. Rezultatele. Și dacă puteți așa te scurt, explicați totuși modelul diagnostic elaborat de dumneavoastră, figura 2, 4, în teză, deci ce pagină? 54. Da. The figure. Ok. My model. Yes. If you can exemplify in a way how you specifically analyzed this situation data. I want to talk about the model first of all. The main aim to promote inclusive physical education teaching in order to give equity and non-discrimination in the education system and to achieve this aim. I want to identify, examine basic attitudes and challenge goals and new rules of education ministry
to transfer from negative physical education teachers have a fear to fail, lack of needed the strategy, and don't have tools. And I want to transfer them from negative to positive. During what workshop? Workshop or? Yes, workshop. Yes, in the intellectual disability and with this intellectual and with the physical and with the vision disability and all about the season. What I work with the. We have done some questionnaires. Probably questionnaires also used. Questionnaires, yes, for teachers, yes, questionnaires. Chestionarele de practicare în workshop-uri, yes. Matematica dată și analiza acestor datele acumulate. Yes, okay. Based on the criteria, yes, criteria. Questionnaire and observation, yeah, interview. Interview, yeah, interview with the students to which, yes, okay, thank you. Next question. Mulțumesc mult pentru prezentare. Am așa o întrebare. Ați menționat un eșantion important de participanți. Da? Sunt 190 de persoane. De unde au fost acești participanți? 160, da. De unde au fost acești participanți? Cum i-ați motivat să participe atât la etapa de diagnostic, la etapa inițială, cât și aproape 90 la etapa deja formativă? So talking about this sample experimentation sample people, these 190 people, yes, which is selected. Under which criteria did you where did you take them? How did you choose? How did you decide them to take this group concrete? What how did you do? Yes, it's about the region Nazareth and all the village of around Nazareth. Nazareth is the. Așezamente ale anume regiunea Nazareth. Yes, yes. A fost. Yes. Luate și okay. From different schools, different schools. Da, și un număr de școli au fost propuse să participe. We can give example. In one school we have three physical education teacher. Într-o școală avem trei. Erau, dar în altă școală puteți fi un profesor. Yes. Și toți aceștia au propriu. Asta și întrebarea, că ca să îi aduni 190 este nevoie tot de un număr enorm de școli. Deci cum i-a motivat să participe în acest... How you motivated so many people from so many schools, such a big region, to participate? Because it's a very considerable number, it's a big number. Slowly, yeah. So how did you motivate so many people, 190, yes. To participate? Because it's a very difficult thing to do. Yes, okay. So how you do? 160 and another negative attitudes. I selected randomly. How you convinced them to participate in the experiment to be yes help to according help you? Questionnaire and yes. Yeah, so you motivated them. To, you asked yes, them and yes. They were. Ah, okay. They agreed. All them agreed yeah, easily. Yes, I am. You use some. Official procedures to address them, find them. Yeah, Ashkola Pais. His man to come. Now invented. I am invented him and invited. I invited. You send them invitations through the community local. Ah, local community. Mayor, city halls, yeah. Village halls, yes. Authorities also helped. Tagid shem his man to come there. Hamotza mekumi. Bașcola Pais, deci la noi școala Pais, prin primăriile locale, chiar autorități locale au colaborat, da, au ajutat toți să convingă școlile, dar și au participat toți. And they want. A explicat necesitatea și ei au fost de acord. They have a motivation, but they de apeleuri și apeleurile îi trimit la școlile din care au participat subiectii, da? Sunt școli inclusive, sunt școli speciale, sunt școli generale, ce tip de școli? From all schools, from all these schools, yes. What type of schools were these? Only inclusive or mixed or just special schools or some general schools? Or like general public colleges? No, general public general, schools. General, don't education, special education, separated, no. Da. In general, mixed. Mixed schools, yes, da? Yes. State and private?
Private, da. Private. No, both. Și privat, și de stat, și amestecate, da. Generale. Dar nu ai treabă de șantin privat. Dar speciale nu. Doar speciale nu, curate, speciale nu. Amestecate, da. Doamna specialist spune că do you have special schools? Only inclusive schools. Do you have in Israel special schools only for inclusive children? Do you have in Israel only schools only for children with disabilities? Yes, separation. 100% only children with disabilities. Yes, we have schools. Do you have them in your sample? No. Because my aim. Yeah, exists in the young people. General. Inclusiv. Yes. Sunt. Există. În țară sunt. Sunt, dar ea nu le-am luat. Da, ea nu le-am luat. Da, da. Cu unde stoate. Doar. Da. Sunt așa. Da. Sunt, dar n-au fost. Da, n-au fost. Cifra. Eu aveam o întrebare dacă situația este similară în sectorul evreiesc. Dacă lumea a făcut cercetare în sectorul arab, dacă există anumite diferențe între sectorul unde sunt copii evrei, în special. Do you know, or maybe did you take into consideration the difference of your situation in Arab sector and in Jewish sector? This is a good idea for future. Pentru viitor este o idee. It's a research. I don't... Yes, in Moldova. Yes. Și cu Moldova. In Moldova. It's okay. Yes. It's very big. M-ați spune, eu am văzut așa de principiu să fie o chestiune delicată care nu se va lăsați. Da, alte întrebări? Aici, în lucrarea dumneavoastră, am văzut că dumneavoastră faceți referire la mai multe documente politice, educaționale și unul din el este Codul Educației Republicii Moldova. Și întrebarea mea, care este de fapt conexiunea în cercetarea dumneavoastră, în contextul în care dumneavoastră cercetarea o desfășurați în Israel? Ok. So in your... Please translate, because it's so vorbiți, da, mai încet. Equity. Rights for all persons, and we have in Moldova and Israel the common point. It's good work that we want to give rights for all students with disability and that disability. You translate? Eu socot că principalele puncte în domeniul aspectul dat sunt multe comune între legislația din Israel și din Republica Moldova. De ce punctele comune sunt despre echitate, egalitate de drepturi, există și de ce am menționat. The problem is not we don't have practice for this. All of the research in Moldova and Israel, sunt multe cercetări, este o legislație, dar nu este ajuns să practică deja, punerea în practică implementarea acestor decizii. Dacă mi se poate încă o întrebare. De fapt, este la dumneavoastră cercetarea, este așa o cercetare științifico-practică. Da? Și dumneavoastră veniți cu niște diversificări a inventarului, adaptarea inventarului pentru cei cu dizabilități. A fost și întrebarea domnului Ciorba pusă, da? Și ați văzut ceva. Dar vreau un pic mai mult să dezvoltați. Cum dumneavoastră îl clasificați pentru persoane cu deficiențe de vedere și așa mai departe. Să vorbiți, să ne spuneți mai clar. Asta este de fapt ce... If you can give more example of how you adapt inventory. For children with eyes problem, da, or with physical or different, some more examples of adaptation. I want to show the slide.
Adaption. Adaptation of equipment. This is the key of the inclusion process. Adaption. Yes. Okay. Reducing the playing field. It's a good example to restrict movement. Okay. Reducerea, de exemplu, mișcărilor pentru anumit într-o joacă, da? Mai multe mișcări sau mai puține mișcări, adică în reguli, conform regulilor unui joc, da? Sau vă referiți anume la echipament. Noi avem 5 cu dizabilități, 25 care sunt normali. Păi, cui aplicăm regulile acestea? Aici este foarte important de... Vorbim despre incluziune în lecția de educație fizică. Cum pentru toată grupa o să fie, da? Da, dacă, ca să înțelegem, ei cu aceste reguli sau noi nu. Okay. What about if it's a mixed group? How do you practice it? Okay. Like which rules you give to this and which rules, yes, you yes. share, you say, but you still have these rules and you have these rules for this game? Okay. In this case, the key, the important, important, answer, makor, research is the physical education teacher. If he give inclusive process and give the value of cooperation and not competition, the peers will yes adică make it the mult este yeah. anume role of the teacher. Care trebuie să pune accent de cum nu pe concurență, dar pe cooperare, da, în această grupă și să le unească, da, să they grow ca ei să se dezvolte împreună, anume, da, să fie cooperare, dar nu competiție. Adaptate pentru și atunci da regulile înseamnă că profesorul, da, adică am înțeles din chiar dacă nu știu. Eu am înțeles ce vrea să zic. Mersi mult. Vă mulțumim. Vă rugăm, stimați colegi, am pe... Într-adevăr, este un surd, este un os, este un cel locomotor. Nu am spus că am stăt vizabil de șerintă. Primesc observațiile. Observații utile. Da. Vă mulțumim, stimați, avea posibilitate când îți prezenta și da. Stimați colegi, piesa este originală și întrebările care au fost puse au demonstrat interesul maxim al dumneavoastră, dar și actualitatea și necesitatea unei cercetări. De ce vă mulțumim foarte mult. În continuare, oferim cuvântul secretarului științific, doamnei Poverițeară Universitar Dari Ludmila, pentru a aduce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, precum și în avizile altor instituții științifice, referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Da, mulțumesc, doamnă. Ședința seminarului științific de profil a avut loc pe data de 24 iunie 2022, proceder bal numărul 3. Chestiile cu privire la modificările de toate încheta au fost impuse în tabelul de dirigență care avem aici în dosar, dacă doriți să vedeți. Și au fost impuse în tabelul de dirigență prezentat după finele tezii în cadrul seminarului științific de profil în cadrul Universității de Stat din Moldova. Vă prezint selectiv. Da? Aceasta a fost următoare. Te reformulat teza, tema tezii, scuzați, da, tema tezii, revizuirea și adaptarea obiectivelor, te redactat textul 2.1 conform normelor academice, revizuirea bibliografiei din plus publicații mai recente, revizuirea concluziilor, așa, despecificat condiții psihopedagogice, precum scuzați, adaptarea curriculară, formarea atitudinilor pozitive a profesorilor, principiile de cooperare, de unificat pe parcursul lucrării termenul de copii cu CES sau copii cu dizabilități. Așa, da, de spus, pasajele din convenții sunt, da, câteva prea mult, da? Da, de redactat la eșantion nu aleatoriu, dar doar a cei care manifestă atitudini negative, de limitat totuși da, cu CES sau dizabilități.
trebuie formate atitudini pozitive la toți profesorii și manageri. Sugestiile au fost luate în considerație de candidat, fiind efectuate și modificările, ajustările respective în teza de doctor. Decizie seminarului științific de profil din cadrul Universității de Stat din Moldova. A redacta titlul tezii de doctor în știința ale educației din formarea atitudinii pozitive față de incluziunea copiilor cu CES la profesorii de educație fizică, în dezvoltarea atitudinii pozitive față de incluziunea copiilor cu dizabilități la profesori de educație fizică. 2. A recomandat teza de doctor în știință ale educației, elaborată de către Shama Ina, Specialitatea Consiliului 21.01 de Teorie Generală a Educației, pentru examinare la un consiliu științific specializat după efectuarea modificărilor și verificarea lucrării de către președinte seminarul științific de profil. Obiecțiile și sugestiile expuse în notă informativă a Agenției Naționale a Calității în Educație și Cercetare sunt următoare. De indicat în cuprins numărul paginii capitolului 5. Aici, în cazul, spunem că este 10. Toate au fost îndeplinite? Da, toate au fost îndeplinite. Noi avem în dosar. Da, sigur. Vă mulțumesc. În afara avizului seminarului științific de profil, pot prezentate și alte avize referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Avizele pozitive la rezumatul tezei de doctor de la Sergei Doctor în științe pedagogice, conferențar universitar, șef al Departamentului Jocuri Sportive Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport Chișinău. Putnar Neadejda, doctor în știință ale educației, asistent universitar de departament știință ale educației, facultatea psihologiei, științele educației, psihologiei, asistent speciale din Universitatea de Stat din Moldova. Punteanu Natalia, student de proiect, asociația oftească, Nebel Alda, Humanitas. Humanitas, da. Humanitas, da. Doctor în știință ale educației. Și vorbitoare de rus, oricum să înțelegeți. Colegiul de educație fizică, din Shahmin, Israel. Autorii acestor avize referințe își exprimă convingerea că teza dezvoltarea atitudinii pozitive față de incluziunea copiilor cu dizabilități la profesorii de educație fizică corespunde cerințelor înaintate de față de astfel de teze, iar autoarea Shama Inas merită conferirea titlului științific de doctor în știința al educației la specialitatea 531.01 Teorie Generală a Educației. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Vă rog dacă aveți întrebări. În cazul urmează să oferim cuvântul doamnei pretendente, nume de greul îl pronunț, pentru a se exprima cu cuvânt de mulțumire, câteva comentarii, poate pe marginea aviselor, pe marginea celor prezentate. I would say thank you for your important points, suggestions, and ideas. And to be here is not for granted. It was a long process, and thank you really for you, Valentina, and all of the members. It's very emotional. I am excited, but. I want to share with you. I am usually you said that I was period of running activity. Okay. I am run every day in research physical education. They claim that in running you have a hormone pleasure. Okay, I don't want to run. I want here to be. I stationary. What you doing? The heater off. For when you're running, what? When I run, I arrived to Hermon pleasure. Hermon, yes. Hermon plăcere. Yeah, yeah. Glad. Când
Instead of running, I will be. Vreau să vă mulțumesc pentru toate recomandările propuse, da, corectările și întrebările. Și vreau să vă mulțumesc tot pentru prezența că sunteți să mă susțineți aici. Și în primul rând vreau să notez că eu tot foarte regulat alerg, da, mă ocup cu alergare. Știu că când omul alergă, el are foarte multe energie, hormoni, da, și de atâta clar că eu n-am stau liniștit, dar el îmi dă încă energie pentru lucru în continuu și înainte. Și vreau să vă transmită această, acum, tuturor, fiecare prezent aici. Să înțeleg, simte după cursul de alergare. Exact. So now you feel as after a long run running. Da. Maraton. It was a marathon running in this work. Yes. It's transmitted. This energy you transmitted. It's already transmitted. Doamnei conducător științific, doamna Bodrug Lungu Valentina, doctor habilitată în științe pedagogice, profesor universitar de la Universitatea de Stat din Moldova, pentru a se expune, a-și expune părerea cu privire la calitățile de cercetător, dar și de profesionist în domeniul educației fizice inclusive sau sportului inclusiv, așa cum are specialitatea. Dumneavoastră ați cunoscut-o mai bine pe doamna Stimată doamnă președinte, stimați colegi, onorată asistență, eu vreau să vă spun că a fost o muncă foarte asiduie, da. De ce? Pentru că noi ne-am cunoscut mai înainte încă la Universitatea din Tiraspol, iată și doamna profesor Racu, care este inițiatoarea curentului în Republica Moldova cu incluziunea. Atunci au început primele discuții, mai mulți ani în urmă. Apoi deja a fost o mică pauză, pe urmă doamna s-a adresat către noi să finalizeze etapa, pentru că s-au întâmplat mai multe situații. Dar foarte atent am analizat parcursul ei și vreau să menționez următoarele. În primul rând, doamna vine dintr-un domeniu foarte specific. Ea vine din practică în știință. Și ea cred că cel mai mare rezultat al ei, că ea a încercat această combinație din practică să vină în știință. Da. Și asta este o muncă foarte grea. Pentru că uneori, cum zicea ea, mi-e mai ușor să joc cu mingile, să-i aranjez pe toți, decât să fac conexiunile astea teoretice. Și noi discutam și teoria lui Corbin, ce înseamnă noua educație fizică. Da? Și Antonovski. Da, exact. Toate paradigmele acestea și ea vine întâi cu partea practică și pe urmă noi le combinăm. Deci asta este o competență inedită de cercetare, pentru că ea permanent trebuia să le conecteze pe cele teoretice cu cele practice. Este una. Doi, știți, vreau să vă mai spun ceva cu românește, pentru că ei a fost foarte greu. Ea este mamă a două perechi gemeni. Are 4 copii. Gemeni și un copil înainte, scuzați-mă, eu am suprapus, da. Dar ea, anume în perioada asta, cât noi am lucrat împreună, a născut și gemeni. Și pentru asta, știți cum, pentru mine a fost o mare provocare, pentru că ea a făcut un efort deosebit, practic revenind din nou într-o nouă fază. Și lucru care m-a frapat, ea permanent era în conexiune cu colegii săi și îmi povestea cât de greu îi venea să facă unele chestii individual, personal, cu profesorii, care apoi după aceste activități să recunoască că și-au schimbat atitudinea. M-a impresionat istoria colegii ei, care singur având un copil cu dizabilități, abia după ce a venit la orele ei și la aceste activități și a schimbat atitudinea. Și da, asta este exact o combinație dintre atitudine profesională și o responsabilitate personală. O implicare și o dedicație. Ea nouă ne-a arătat mai multe filmulețe. Ultimul era un interviu, era la o emisiune de radio, televiziune, unde încuraja părinții să aducă copii
la educația fizică, să aducă la activități sportive. Și asta este, de fapt, și o mare responsabilitate socială. Deci eu consider că este o rară combinație de cercetare, de competențe de cercetare, practiciană și, pur și simplu, o persoană sufletistă și social responsabilă. Mulțumim foarte mult, vă mulțumim pentru efortul pe care l-ați depus. Nu întâmplător am spus de maraton, ea este o alergătoare de curse lungi. În 2011 a început studiile la Universitatea din Tiraspol, după aceea a fost transferată la Universitatea de Stat din Moldova. Avem 13 ani de muncă asiduă până a ajuns să finalizeze și grație suportului dumneavoastră. Noi campioni. Avem mai. Dar în sport nu, tot în domeniul sportiv. Nu, la scristeze, nu. La scristeze, în general, eu am legat de sport. Zic, păi, ce de sport, că din Valerie. Da. Este o situație specifică. Doamna Bodrugă a avut o contribuție esențială în sprijinul și finalizarea acestei lucrări. Doamna profesor, dacă îmi permiteți, oricum merge online. Dar vreau să vă spun că a fost o chestie, eu am învățat foarte multe de la ea. Și acum când am fost la un congres ASEAN cu persoane cu dizabilități, eu pentru prima dată am văzut partea practică când am tradus unui profesor cu, care lucra cu persoane cu dizabilități de vedere, exact ceea ce face ea în practică. Persoane nevăzătoare jucau cu boluri, cu clopoței, deci erau niște exerciții practice. Vă spun sincer, doar atunci când vezi asta practic, înțelegi, da, esența deosebită. Toți învățăm unii de la alții și o mare... Da. Și conceptul acesta de educație fizică inclusivă, educație fizică aplicată la contextele pe care dumneavoastră l-a dezvoltat, cred că este unul care merită toată atenția științifică și în contextul nostru. Scuzați-mi de aceste comentarii, domnul profesor Ciorbă. Știm că nu acceptați. În continuare, conform procedurii de susținere publică, oferim cuvântul experților referenților oficiali. Rugăm pe doamna doctor habilitată în școală pedagogie și doamna profesor universitară Racu Aurelia de la Universitatea de Stat Ion Creangă, în calitate de prim referent oficial, să expună punctul de vedere pe marginea cercetării. Vă rugăm. Stimată doamnă, stimați membrii, stimați colegi, prieteni, care ne aflăm astăzi la discuția asta serioasă. Nu ce? Noi avem minute dori. Am spus referat de analiză tezei. Nu. De doctorul știință educației mă dezvoltare a studiilor pozitive față de incluziune copilor cu disabilități la profesori de educație fizică, deci de toate 531.01, teoria generală educație realizată de Șama. Daniel. Da. Actualitatea temei de cercetare este evidentă, fiind determinată de realitățile globale, regionale, sociale și sociale. În pofida faptului că problemele persoanelor cu disabilități, dar mai ales drepturile lor, se află de-a lungul anilor în centrul atenției Națiunilor Unite și a altor organizații internaționale, actualitatea este văzută. Importanța temei de cercetare rezidă și din exigențele și politicile educaționale promovate atât la nivel internațional cât și la nivel național, fiind susținute de trei tipuri de argumente, caracter praxeologic, normativ, teoretic. Din perspectiva educațională, conceptul de drepturi ale persoanelor cu disabilități a evoluat de la educația nevoi speciale la educația inclusivă. Incluziunea efectivă a elevilor cu disabilități în școli generale este o problemă socială care a preocupat în continuu sistemele de învățământ din diferite țări, din mai
mai mult de 4 decenii. Eu aș spune că de 6 decenii, dar suntem o... Bineînțeles, că domeniul cercetării necesită o reglementare normativă care se regăsește în documentele internaționale și naționale, în special la Convenția cu privire la drepturile, Convenția cu privire la drepturile, legile învățământului, declarațiile la Salamanca, legea privind incluziunea socială a persoanelor cu disabilități și cum este scris acolo în lucrare și codul educației. Structura și conținutul lucrării sunt corelate cu referile conceptuale, componentele aparatului științific și sectorial, reflectate, bineînțeles, în întotdeauna. Acestea au fost elaborate și structurate în corespundere cu cerințele stipulate în ghidul în acest. Investigația a fost realizată cu proprietate tema, probleme, ipoteză, scop, obiective și metodologie cercetării. Lecturarea componentelor aparatului științific, falteze și compararea esențelor conținutul capitolelor, subcapitolelor, a concluziilor de la finele capitolelor și a concluziilor generale, oferă posibilitatea observării logicii a traseului și a strategiei cercetării. Atest coerența acțiunilor investigative adoptate și valorificate de parte pretendenta parcursul întregului proces. În primul capitol, repere teoretic, fiind acțiunea de relație cu integrarea socială și incluziunea în educație, autoare reflectă studiul epistemologic al abordării problemei în nominalitate. Delimitează și precizează conceptele de bază, atitudinile profesorului față de incluziune, dimensiunile atitudinilor, mediul inclusiv al școlii, incluziunea, educația inclusivă în raport cu educația. Autoarea a consolidat definițiile privind educația inclusivă, cultura inclusivă, prin propuse propriile definiții ale atitudini pozitive față de cultura inclusivă a școlii. Instituția autoarea ne orientează spre educația interconexiunii dintre conceptele de incluziune în sistemul educațional, coeziune dintre incluziune și educația fizică. Cercetătoarea realizează o incursiune interesantă și valorizată din punct de vedere teoretic în evoluția tendințelor științifice privind atitudinea cadrelor didactice față de incluziunea elevilor cu disabilități, fiind întreprinsă analiza abordării pedagogice, psihologice, sociologice și psihopedagogice. S-a recurs la examinarea tendințelor schimbătoare privind atitudinea profesorilor de educație fizică față de incluziunea elevilor cu disabilități în lecțiile lor obișnuite la nivel istoric și conceptual. Reușită este elucidată integrării sociale și incluziune prin analiza evoluției termenilor și acțiunilor legale. Viziunea autoare, conștientizând dreptul elevilor cu disabilități de a fi parte integrantă a școlii și de a fi incluși pe cât posibil în diverse activități școlare, trebuie acordată o atenție deosebită pașilor strategici necesari. Și anume, deoarece doar o implementare profesională prudentă a politicii de incluziune poate asigura succesul său doresc. Un punct foarte al lucrării este elementul de fundamentare a cercetării cu conceptele, teoriile, documentele din domeniul pedagogiei, psihologiei, pedagogiei speciale, sociologiei, dedicate incluziunii școlare sociale, care repere epistemologice specifice au servit conceptele de educație inclusivă, drepturile persoanelor cu disabilități, bazate pe documentele care le-am enumerat mai sus și ideile multor autori care sunt enumerați în lucrare. Apreciem poziția autoare precum că, având în vedere specificul educației fizice, Dumnezeu propune folosirea termenului de elevi care se corelează cu termenul de cerință
educaționale speciale. La fel considerăm oportună și reușită analiza situației de regiunea MENA, în cazul care au fost specificați câțiva indicatori privind marginalizarea persoanelor cu dizabilități, anume activitățile fizice, sărăcie, educație, statutul minorităților, norme culturale. Da. Binevenit în acest sens este analiza documentelor internaționale și a celor naționale din Israel și Moldova, care au confirmat existența unui cadru legal cuprinzător privind protecția drepturilor copiilor cu dizabilități. În același timp, autoarea afirmă că crearea cadrului legal este doar primul pas important care ar trebui de realizat prin mecanismul de implementare și reușitele relevante. Tot în acest punct, doctoranta a analizat statisticile naționale din Israel și Republica Moldova, menționând existența atât a termenilor de electrizabilități cât și în domeniul. La fel, ea menționează că în Israel se folosește mai mult termenul dizabilități, dar la noi, Moldova, cerințe personalitate. Dincolo de dificultățile existente, Israelul a acumulat o experiență interesantă privind incluziunea elevilor cu dizabilități în activitățile de educație fizică, care poate fi utilă și pentru sistemul de învățământ de Republica Moldova. În baza sintezii ideilor analizate, cercetătoarea reiterează concluzia că atitudinea profesorilor poate fi considerată una de variabile semnificative în educația elevilor cu dizabilități. Și aici poate fi menționat în fapt, e ne dă de înțeles, că incluziunea începe la pedagog. Din momentul când el a apărut și dacă pedagogul nu poate să înțeleagă copiii ăștia, să iubească, aceea nu e incluziune. Aceea e incluziune numită sălbat. În baza sintezii ideilor analizate, cercetătoarea reiterează concluzia că atitudinea profesorilor poate fi considerată una dintre variabile semnificative în educația elevilor cu dizabilități. Autoarea conclude că atitudinea pozitivă a profesorilor poate motiva elevii cu dizabilități să participe activ la orele de educație fizică. Dacă ați observat, da, atitudinea, anume că aceia se dă la o parte, că nu sunt așa ca ceilalți, dacă ceilalți se lucrează. Dacă s-ar lucra și cu ceilalți ca lumea, dar le dă fotbol, dar ieși la vorbă, profesor. Eu vorbesc de stac trec prin o gradă, un plic, eu întâlnează. Și îmi vine să mă duc și să le zic ceva. Dar la chestia. Sunt capitolul 2, cadrul metodologic de dezvoltare a atitudinii pozitive a profesorilor de educație față de instituția elevilor cu dizabilități, reprezintă puntea de trecere de la legătura între componenta teoretică și experimentală praxeologică. Cercetătoare se concentrează în primul rând conceptul dezvoltarea atitudinilor pozitive ale profesorilor de educație față de incluziunea elevilor cu dizabilități, care include următoarele componente. Analiza sectorului educației în Israel în relație cu incluziunea, adaptarea educației fizice pentru elevii cu dizabilități, revizuirea determinativelor socioculturale și atitudinea profesorilor față de elevii cu dizabilități. Originile și valorile din punct de vedere praxeologic sunt mai multe modelări ale autoarei configurate în felul următor. Punctele pentru incluziune, pe succes, ce trebuie făcut ca să avem succes. La pagina 70, un set de principii care ne recomandă, la pagina 84, coeziunea dintre atitudinile profesorilor și educația fizică. Pagina 85, modelul de diagnosticare pentru schimbarea tehnologiei.
stigmatizate, provocări, nu știu, mai departe 86 și multe altele. Principalul rolul de promovare a profesorului ca mediator, ca model în procesul integrării și elevilor disabilități, pagina 86. Toate cele menționate mai sus au condus la conceptualizarea modelului pedagogic voltarea studii poziții a profesorului de față de incluziune elevilor cu disabilități. Pagina 92. Modelul pedagogic prinde două componente, componenta teoretică și cea aplicativă, care include elaborarea metodologiei de dezvoltare a studii pozitive a profesorilor de educație față de incluziune elevilor cu disabilități. În programul formativ, portul este profesor. Și metodologie de evaluare a realizărilor obținute. Finalitatea acestor rezidă în formarea atitudinii pozitive a profesorilor de educație fizică față de elevi cu disabilități. Capitolul 3, care include demersul experimental de dezvoltare a atitudinii pozitive ale profesorilor de educație fizică față de incluziunea elevilor cu disabilități, conține descrierea designul structurii, metodologia, conținutul experimentului, analiza. Asta se concentrează profesorilor de educație fizică și de incluzie unei elevilor cu disabilități care cuprinde analiza de el în relație cu incluziunea. Adaptarea educației fizice pentru elevii cu disabilități și revizuirea determinanților socioculturale doar față de elevi. Dezvoltarea atitudinilor pozitive a profesorului de educație fizică față de incluziunea elevilor cu disabilități. Sunt niște observații care, de fapt, către autoare mi-a dat și acele explicații care au fost, dar inclusiv unele întrebări, precum și primul referent oficial, aceleași întrebări le-am avut, aceleași observații, dumneai a dat acea explicație. În ansamblu, da, puținele observații formulate de mai sus nu afectează valoarea științei și importanța practică de doctor în științele educației. Concluzii. Teza de doctor în științele educației, elaborată de doamna Shaman, se înscrie într-un doctorat inclusive cu importanță implicației practico-metodice, are un nivel aplicativ înalt, aduce contribuții importante, originale, formate dintr-o nouă abordare a incluziunii persoanelor cu dizabilități prin prisma lecțiilor de educație fizică, dezvoltând atitudini pozitive a profesorilor de educație fizică față de acești elevi. Da? Teza exprimată este o lucrare de cercetare științifică definitivată, bine structurată, reușite rezultatele teoretice și practice în domeniu, este efectuată de către autoare la nivel științific. Da? În lucrare sunt prezentate rezultatele investigației care pot fi calificate ca contribuții științifice noi, constatări și concluzii generatoare de noi direcții pentru științele educației. Având în vedere contribuțiile importante identificate în teza de doctor, dezvoltarea atitudinii pozitive față de incluziunea copiilor cu disabilități la profesorii de educație fizică. Apreciez că aceasta conține rezultate originale și valoare științifică teoretică practic semnificative, corespunde cerințelor înaintate față de teza de doctor de către Agenția Națională de Asigurare Calității Educației din Republica Moldova și consider că doamna Shaman
autoarea acestei teze merită conferirea titlului științific de o conștiință al educației cu specialitatea 5.3.3 cu teoria generală a educației. Referentul oficial, Bărăgădincu Nicolae, doctor știință. Vă mulțumesc foarte mult. Rugăm acum pretendenta să facă o concluzie, să răspundă la sugestiile, întrebările, obiectele care au fost făcute. Ei deja mi-a răspuns la cele mari parte, da? Da, generalizare. Să make a summary, maybe also summary of also some general things and some summary of main of main ideas. Yes. Thank you for all important comments and points. Really. Maybe can do a collaboration. Mulțumesc pentru toate recomandările și obiecțiile și continuu cu colaborarea pentru deschisă pentru orice colaborare dată în clarificarea acestor momente. Yes. Și vreau să mulțumesc încă o dată de tot și personal. Vă mulțumim. În continuare, stimați colegi, nu avem aici asistență externă care ar putea să-și expună punctul de vedere asupra tezei, decât o colegă care este în proces și doar a venit să ia cunoștință cu procesul de susținere. Și, conform procedurii, oferim cuvântul membrilor Consiliului Științific Specializat. Și vom urma ordinea care este în decizia noastră. În primul loc aici l-avem pe domnul Vasile Palico, doctor în științe pedagogice, profesor universitar de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Că ați fost la Tiraspol, acolo unde a început, nu știu dacă vă amintiți. Drumul din spate. Înapoi tot. Eu tot același lucru, am să expun mai pe scurt unele momente și cred că fără hârtie, că sunt oferite. Tema, formularea de dezvoltare atitudine pozitive față de incluziunea copiilor cu dizabilități la profesori de educație fizică. E clar că orice temă trebuie să fie actuală de punct științific și practic. Actualitatea practică nu lasă niciun fel de îndoială, se este caracteristică pentru toată lumea, fiecare țară în parte, etc. etc. Acum se pune întrebarea, dar de ce mai trebuie teorie? De dezvolta teorie în această direcție, dacă noi putem să procurăm acele mingi, acele scăunele, corotile, etc. etc. și atunci problema practică soluționează tot practic, pe care practică. Nu, dânsa destul de detalizat analizează sursele științifice că lipsesc sau sunt foarte puține surse științifice care ar da explicare, ar da indicații metodologice, reguli, principii, cum e soluționat această problemă practică. Prin asta este și actualitatea practică a tezei de doctor în știință. Contradicțiile care sunt eu analizând în acel punct de vedere, că sunt caracter teoretic și caracter aplicativ în fiecare teză, are aspectul teoretic, teoretic constructiv și aplicativ sau practic. Ele corespund și în baza contradicțiilor a formulat problemă cercetare, poate îți dau citiri și ai parte și problemă cercetare. Scuze. Contradicții, da. Cum să îmbunătățim atitudinea profesorilor de educație fizică cu privire la incluziunea elevilor, etc. etc. Aici eu, iarăși o lecuță m-aș implica. Nu mai formăm atitudine pozitive la profesorilor de educație fizică. Asta e una, spre ce mecanism, cum, vârstă diferită, sexul masculin, feminin, etc. Dar cum între copii cu dizabilități și nivel de suportare, spune, la normă socială, pentru că și între ei se apară, deci, aceste relații tot pozitive. Asta e foarte important, pentru că am format la profesor aceste studii pozitive, deci eu lucrez cu acest copil, dar ceilalți rămân de la urmă.
Și chiar dacă nu rămân ori, dacă le trag atenție cu scade, e necesar pentru o socializare de plină ca între copii cu dizabilități și dezvoltați la nivel neurosocială, să apară atitudinice, alte teme. Dar este într-o măsură care atinsă, va face, vine dumneavoastră să vă mai face studiat. Referitor la primul capitol, este un studiu teoretic destul de profund, nu o să numesc numai trei autori, trei cercetători de bază, este un destul de profund, dar s-a oprit la cercetătorul Leiser, dacă ai citit corect, Kirk, doamna Caro, de la noi, Republica Moldova, care v-a fundamentat pe cele trei componente atitudini, componenta cognitivă, componenta afectivă și comportamentală. E clar că aici trebuie de analizat un plan pedagogic sau extern, în plan psihologic sau în planul conștiinții omului. Atitudinile în plan pedagogic, un sistem de acțiuni cognitive, acțiuni afective și acțiuni comportamentale, în planul psihicului uman, sunt un sistem de procese datorită acțiunilor externe, se formează procesele psihicele omului, procese afective și procese comportamentale. Această idee care stă la bază noastră, eu am văzut-o și din punct de vedere se observă și în capitolul 2 și în special în capitolul 3, trebuie noastră e clar că asta din referat, la pagina 23, spuneți matrice aceasta, 3 și este 3 criterii și corespunzător indicatorii necesari. Deci trece ca un fil roșu aceste idei teoretice pe care de astăzi v-ați fundamentat. Valoarea, nu spun chiar că și ești ori deja e parte, valoarea teoretică sau mai bine prinsic sau teoretică, este bine la dumneavoastră, că dați și redefiniți la nivel, redefiniți, că nu descoperiți un concept ceva nou, redefiniți într-o perspectivă educație inclusivă, în sens îngust, în sens larg, în asta completați acele idei, concepte care sunt în științele pedagogice și psihologice. Asta este o valoare destul de mare. Referitor la faptul cum s-a organizat de noastră, aici mi-am subliniat și la impact. Adaptare și readaptare. Poate a fost cazul, scrim aici, adaptare și readaptare, educați fiși prin faptul că copiii adaptăm însăși programul, sistemul de activități, etc. și așa impact. Păi, termenul acesta s-a socotit de oasă. Referitor la experimentul pedagogic confirmă acel program care dumneavoastră l-ați elaborat și destul de bine l-ați implementat. Eu m-am uitat la fiecare etapă, credința întâi, a doua, a treia, într-un sistem logic destul de cam puține teze, sunt așa într-o logică destul de bine aranjată. Unii concluzii. Tema tezei doctor în știință, dezvoltarea de pozitiv față de incluzirea copiilor cu dizabilități la profesori de educație fizică, este actual sub aspect științific și practic și corespunde specialității teoretice la educație. Cercetarea teoretică și practică a fost concentrată pe elaborarea cadrului teoretic, praxeologic, elaborarea și validarea experimentală a modelului pedagogic. La cineva poate să apară, dar s-a validat modelul, programul este la TAP, cadre vorbind, s-a bazat pe idei teoretice și metodologice. Și e clar că dacă s-a validat programul, e clar lucru, noi am validat ce? Acest model. Program formativ sportul este pentru toți, elaborat și experimental de doamna Șama, este valori pentru știință și practica educațională. Deci cineva spune că modelul trebuie să fie trei componente, aici sunt două componente, toată noi vedem și componenta operațională, fiindcă ea se conține în cea practică sau praxeologică. Noutatea științifică, explicația teoretică, praxeologică, și principal rezultat științific și în cercetare corelează cu problema, scopul și obiectivele de investigație. În special, eu atrag atenția mai puțin la acest să vadă începând cu tema, actualitatea, contradicțiile, problema, cum se reflectă în scop care trebuie să fie construit din două componente, cea teoretică și cea aplicativă și până la sfârșit, până la concluziile. Concluziile generale demonstrează aportul personal al doamnei Rama Einas, corect pronunț, da? În realizarea studiului teoretic și practic.
Deci o întrebare am dat, la minimum rămas încă o singură întrebare care ar trebui, până o fac concluzii generale. Deci în concluzii generale se repetă semnificația teoretică a cercetării, originalitatea și noutatea științifică. În concluzie, menționez faptul că lucrarea elaborată de doamna Stan Chama Yeynes corespunde exigențelor stabilite și merită să se confere titlul de doctor în știință al educației, specialitatea 531-01, teoria generală a educației. Eu vă urez succes de dumneavoastră faptul, aici fac cum ați prezentat, cum ați dat răspuns la întrebări, că aveți o pregătire și teoretică și practică de studii serioasă, așa direct că la drept vorbim, nu susține hârtia sau teza aceasta, dar susține doctoratul sau pretendentul, care trebuie să fie o unitate între teză și doctorat. Vă urez succes? Și cred că vă s-o odihne puțin și termina alt aspect. Nu, că aspecte sunt multe. Care anume? Da, da. A fost întrebarea, la final. A, întrebarea. De ce? În concluziile generale. Da, aceea întreabă, concluziile generale. Se repetă semnificația și este și în introducere. Semnificația teoretică, aceștia e originalitatea, e așa. Ce? Da. Ca străduște. Nu, eu ies. In the conclusions, da? In your general conclusions. You repeat about the theoretical significance of research, originality and novelty of research. Why do you repeat it in your conclusions? According to it's according to the rules of Marcella Scala, spune că deoarece este acerut ca considerat ca una din cerințele ca să fie totuși încă o dată repetate și menționate, da. Da. Mulțumesc frumos pentru comentariile noastre. Vă mulțumim. Potrivit cuvântul în continuare, doamnei Ruslan Virginia, doctor în psihologie, conferențiar universitar de la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică din cadrul Ministerului Educației și Cercetării a Republicii Moldova. Vă rugăm. Doamne președinte, onorat Consiliu, o să încerc să fiu succintă, că s-a vorbit destul de mult deja despre teză, prezentarea a fost complexă, dar am să încerc să accentuez câteva momente care m-au impresionat pe mine și interesante sau și cu mici momente care consider că ar putea fi îmbunătățite la acest moment fără a diminua din valoarea. Din start vreau să zic că tema cercetată, dezvoltarea atitudinii pozitive față de incluziunea copiilor cu dizabilități la profesorii de educație fizică este fantastică după mine. Noi în educația inclusivă de 10 ani pe parcursul cât implementăm în Republica Moldova acest concept oficial, adică reșind și din formularea din codul educației care a apărut 10 ani în urmă, cât și de primul program de dezvoltare a educației inclusive, care a fost, a scos în evidență abordarea UNESCO referitor la educație inclusivă. Și dacă vă aduceți aminte din această abordare, acolo avem trei dimensiuni. Una este cea practică, una este practică, una este de proces, și alta este cea culturală. Deci cred că atitudinea și abordarea pe care o menționează aici autoarea, anume se include în această componentă culturală, care deja din experiența de peste 10 ani, deseori este cumva neglijată sau, să zic eu, subapreciată. Întotdeauna se zice că nu avem suficient specialiști, că nu avem suficiente competențe, că nu avem suficiente materiale sau echipamente. Din aceste cauze nu se întâmplă acea minune frumoasă în școală de a include copiii. Și cumva uităm de componenta asta atitudinală, care toate cercetările existente și multe din ele prezentate de autoare aici
demonstrează că este cea mai valoroasă. Pentru că dacă avem atitudini, dacă avem înțelegerea procesului, atunci lucrurile se întâmplă și atunci când nu avem echipamente sofisticate. Lucrurile se pot întâmpla, așa cum a zis doamna, cu o minge sau cu o panglică în cadrul activităților sportive. Toți cunoaștem că schimbarea comportamentelor este foarte dificilă și atitudinilor. Deci un comportament cel mai simplu, de exemplu de a ne spăla dinții, necesită cel puțin 60 de zile de exersare zilnică ca să zicem că reușim să avem acest comportament și undeva la nivel undeva și de atitudine că mi-i creștesc. Asta e puțin, da? Dar dacă vorbim deja de valori și alte lucruri mult mai complexe, întotdeauna calea spre o atitudine, spre un comportament responsabil față de ceva este foarte, foarte lungă și complicată. Și necesită exersare permanent, fapt ceea ce ne demonstrează autarea prin programul dumneiei, este nevoie de multe intervenții la capitolul acesta. Preza este construită după mine clasic și poate un pic mai deosebit decât cele care mai altfel un pic, să zicem, cu acest program care vine în capitolul 2 și cu experimentul tot în capitolul 3. Mă refer, eu vin din psihologie, mai mult și la noi un pic altfel să organizăm tezele, dar asta nu devalorifică lucrarea pentru că ea cumva încet, încet ne aduce să ne demonstreze că anume acest program enunțat și în introducere ca scop în sine sau ca element care poate aduce schimbări la capitolul acesta. Aș menționa doar că în introducere, cred că doamna, că am făcut și exercițiu în limbă engleză, care eu studiez acum și mi-a fost de folos într-un fel, să mai dezvolt plasticitatea din a înțelege multe lucruri. Deci, aș zice că doamna a fost suficient de modestă în relevanța temei de cercetare, pentru că pot fi aduse mult mai multe. Și declarația de la Salamanca e importantă, dar sunt acum foarte multe documente la nivel european care scot în evidență necesitatea aflării tuturor copiilor. Înseamnă fiecăruia. Și vorbim fiecare de parte. De asta vin de la lansarea unui proiect a Ministerului Educației, care are un titlu este un IDP, și alte studenți, inclusiv institutul de finanțare este prin fortificare și restructurare prin care trecem și educația inclusivă și mentoratul, de fapt, care cred că este foarte important în formarea atitudinilor corecte, da? Deci iată, tot bine. Merg împreună în acest proiect. Merg toate împreună în acest proiect mare și crearea a 10 școli model în cărțiunea asta, dotarea și așa mai departe. Este un program de 10 milioane de euro. Da, deci de ce ziceam asta? Tocmai, uite, relevanța acestei lucrări este necontestabilă în contextul de doar la nivel de țara noastră, da. Important în capitolul 1 este că se abordează conceptele esențiale aici, cum este cel de atitudine, da, și este explicat destul de bine și ce valoros am găsit, că el se raportează la conceptul de atitudine propus doamna Calo, da? Deci, este suficient de valorificată componenta locală. Da, dar eu am vrut asta să menționez, pentru că știți ce am observat eu în tezele
celor care le, colegilor de peste hotare care le elaborează la noi. Desigur, nu sunt valorificate suficient resursele locale. Aici noi e mult. Da, da. Dar aici, uite, și eu cred că asta este o valoare pentru teza în momentul în care ea este ținută anume în, în, în țara noastră. Noi facem și o promovare. Da, promovare. Eu sunt sigur că o să fie undeva o publicație, ceva, cineva o să preia și așa mai departe. Este adusă definiția educației inclusive, nu este definiția proprie, este ceva care este cumulativ, dar este important pentru că vine în contextul acestei, acestei lucrări. Mi-am pus întrebarea aici, de ce s-a ajuns la concluzia în acest capitol că în Moldova se utilizează mai mult noțiunea de cerințe educaționale speciale. Nu știu, poate lucrările la care s-a referit doamna și ți-a citit, dar nu cred că este o afirmație sau vis-a-vis de dizabilitate. Nu cred că este o afirmație corectă, adică ar fi de documentat aici încă, pentru că depinde de domeniul în care se utilizează. Dacă vorbim de protecție socială, mai mult se vorbește de dizabilitate. Dacă vorbim de educație, da, mai mult se vorbește de cerință educațională specială, dar trebuie să fac o paranteză, că nu întotdeauna cerința educațională specială este determinată de dizabilitate. Da. Orice copil care întâlnește anumite bariere în procesul educațional, el poate avea cerințe educaționale speciale. Necunoașterea unei limbi, atât ucrainienii, cum au venit... Să nu exagerăm, dar așa. Deci ar fi de momentul acesta cumva de concretizat, anume, poate în formula care am zis eu sau poate găsiți alta cumva, dar asta e. Capitolul 2 vine cu acest concept și este frumos, că vine cu conceptul de dezvoltare a atitudinilor pozitive a profesorilor de educație fizică. Vreau să zic ce îmi place că e educația fizică. Pentru că ce am observat, foarte des lumea pune problema. Este complicat la orice disciplină, dar educația fizică cumva este lăsată în, în spate, în umbră, cu toate absolut nejustificat. Pentru că în toată lumea pe sport se pune un accent foarte mare. Dacă să vorbim de socializare, de formare de atitudini, de relații, acest lucru se întâmplă anume la disciplinele cum sunt sportul, arta, muzica și așa mai departe, da, unde copiii pot comunica, unde îi putem valorifica, tocmai așa cum a spus doamna, punând în, în evidență punctele forte ale copiilor. Deci, de ce este frumos că vine cu acest concept, cu acele momente pe care le evidențează referitor la adaptarea la educație fizică, am înțeles conceptul foarte bine, pentru că nu aș spune că este clasic, dar mai degrabă este conceptual corect organizat. De aceea și cumva el este foarte bine evidențiat și se încadrează în acest moment. Mai departe, ce este important și frumos aici, acest model de diagnostic. De ce vreau să vă zic? Pentru că deseori când se întâmplă că au mai fost lucrări care au evaluat cumva atitudinea cadrelor didactice față de educația inclusivă. Dar trebuie să zic, niciodată n-a fost cadre didactice dintr-un anumit domeniu sau la o anumită specialiști într-o anumită disciplină. Niciodată n-a fost acest lucru, a fost la general și instrumentele utilizate sau abordarea a fost strict că îmi place, nu-mi place, că vreau, că nu vreau să particip și așa mai departe. Deci, mai mult superficial așa. Aici vine foarte complex, cu multe elemente care, într-adevăr, pot să scoată în evidență când un profesor, adică cum construim această atitudine, independență de vârstă, de gen, independență de formarea lui, independență de alte conjuncturi care există acolo unde el activează. Deci acest model este interesant, eu chiar aș vrea să-l studiez mai profund și poate cumva să-l preluăm, pentru că în nou concept a centrului nostru avem și un departament de analiză și evaluare și ne dorim foarte mult să înțelegem
procesele sau barierele pe care le întâmpinăm în incluziunea copiilor în școală, de ce ele se întâmplă și cumva să luăm atitudine acum și aici, dar nu așa la general. Și chiar mă interesează, m-a interesat și mi-a plăcut această abordare pe care este aici și posibil ceva vom prelua cu evidențierea sursei de sigur și tema avea care va rost colaborări. Provocările, un pic aici pe care le găsim, iată, după prezentarea modelului, eu merg în limba română după rezumat la pagina 13, au fost identificate deodată după model provocările. Nu știu, eu cred că un pic ar trebui de redactat un pic, pentru că un pic nu este dus până la capăt gândul, dar este un moment care poate fi redactat ușor. No, capitolul 3 vine cu validarea acestui model. S-a vorbit deja că este complex, că este suficient și am să fiu și eu solidară cu această idee, în special că este suportat de toate explicațiile din activitatea practică a doamnei, care demonstrează cunoaștere, implicare și relație între componentul teoretic, conceptual și ceea ce a propus doamna. La final avem concluziile. Concluziile sunt pertinente, nu știu, eu un pic le-aș reduce, dacă nu greșesc acum să recomandă să fie mai redus. Problema cercetare, noutate și de ce s-o mărit. De ce s-o mărit, da. Dar ele oricum sunt relevante și așa. Sunt detaliate. Da, recomandările sunt delimitate pe, să zic, posibilități de intervenție, ceea ce aduce o plus valoare și mai mare lucrării, pentru că ea poate fi utilizată de toți acești actori menționați aici. Pe final vreau să menționez că, din punctul meu de vedere, lucrarea corespunde unor documente și lucrări de acest gen și recomand în conferirea titlului de doctor în teorie generală a educației pentru Shana Einas la specialitatea 531.01. O luat că le-am întors, dar așa este. Mulțumim frumos, stimată doamnă. Și acum îmi vin cuvântul domnului profesor Constantin Ciorbă, care ne-a ascultat cu mare răbdare. Specialist referință în domeniu și... Nu despre asta. Eu... Pur și simplu, când unii fost la ședință, a luat puține, și cât a durat? 4 ore. Vai, 4 ore. De fapt, susținerea a durat 30 de minute, propriu zis. Restul noi am vorbit. Eu, cred că ședinte, eu, de fapt, le pun regulamentul, adică timpul cât trebuie să oferă fiecare. Și puneți în timpul ăsta tot ce doriți ca să completăm. Noi ne mai repetăm, dar, mă rog, azi durează mai mult pentru că mai este și traducere. Și atunci ne mai ia din timp, îmi dau seama. Deci eu am să mă țin de principiul meu și am să fiu practic. Societatea ne cere ca noi să avem. Pentru că alte discipline deja sunt. Acum, până în anii 90, noi în genie nu aveam. Noi, la noi, copiii, nu numai cu cei cu dizabilități motorii, fizice, care sunt la educație fizică. Dar noi, în genie, aveam școli speciale, copiii ăștia erau izolați. Acum, ei sunt societate cu noi, ei sunt clasă cu noi. Copilul meu poate să fie copilul altcuiva și noi dăm seama foarte bine că ei trebuie să încadrați în societate, așa, și să avem grijă și de ei. Paralel cu copiii ceilalți care sunt sănătoși. El trebuie să înțeleagă care e rostul lui, pentru că mulți copii cu o dizabilitate, prezent că motorii, are alte capacități care ne poate, sunt mult mai presus decât la mulți alți. Sunt academicieni. Este regretatul din Statele Unite Americi, care era într-un cărucior de bea. Hawking. Da, păi acela era geniu, dar vedeți ce dizabilități avea. Acum, teza este una foarte bună, o teză foarte bună. Este o teză clasică, toate cerințele sunt respectate. Bine ați făcut că, acum, în regulamentul de organizare școlii doctorale, e scris foarte clar. Contractul pentru persoane străine când se face, acolo să introduce, să scrie obligatoriu în ce limbă va fi susținută și mai departe. Foarte bine că ați făcut acest lucru, că am avut niște probleme, știți minte, da? O limba, eu singur am învățat în altă țară, în altă limbă am scris, mi-a fost foarte greu, dar dacă muncești, până la urmă ajungi la rezultat.
Doar două propoziții ca să nu vă obosesc și eu plenare. Când spun model pedagogic, model nu știu ce, din două, din trei componente, eu chiar m-am luat la sfadă și cu domnul autor, de aici la universitate, cu modelul ăsta ne-a băgat un model și acum nu știu cum să-l scoatem. De fapt, la bază stă programul ăsta. Da, avem programul formativ, programul instrumental, pe care noi consecuțiile. Nu, asta domnul Guțu, dacă îi spunem, nu mi-e dă să-i spunem. Da, prietenul meu, Guțu, Vladimir, a băgat și eu îl întreb, băi, ce cu ăsta? Și îmi spune, domnilor, eu până acum nu pot să nu-i scot de acum. Când te duci cu o teză acolo, dar n-aveți program, dar n-aveți model. N-aveți model. Și eu spune, stați-o leacă, ce model? Modelul ăsta e ceva orientativ pentru cum se realizează programul meu. Dar din bază este programul. În program se scrie și partea teoretică, să scrii și principiile și metodele și tot. Acolo le scriu. Dar dacă îl mai prezint așa, el nu încurcă ca tare. Dar nu chiar l-am făcut obligator și tot ne apăsăm pe dânsul și acolo am început să spun, eu sunt membru Comisiei de Esteți. Și acolo, dar nu aveți în obiective, n-ați scris nici în model și n-ați făcut nici despre model, n-ați scris în concluzii deja. Adică, de cum ajungem la niște... Îmi pare că programul acela care e formativ este unul foarte bun și nu trebuie să ne axăm prea mult pe... Încă o dată că eu aș fi mers, nu numai că pe cadre didactice, eu aș fi mers pe pregătirea studenților, de absolvenții care noi îi pregătim pentru... Este acolo studenții, dar ca tare exact pe cadre didactice care lucrează. Și așa că, încă o dată, eu consider că teza este una bine venită, este foarte bine prezentată, bine muncită, se vede cum a făcut cu mâinile lui. Concluziile, da, concluziile sunt cum sunt așa, ele noi repetăm partea aceea, dacă se uită, pentru că putem toată partea introductivă să o punem la aici, dar și n-am să mai uite. Dar se cere să fie scurte și clare. Are publicații necesare, eu sunt potriva aceea că ați spus vreo 60 de surse bibliografice în rezumat, la ocupă tocmai 4 pagini sau 4-5 pagini, adică putea să vă limitați și la vreo 30. Surse bibliografice sunt foarte drept, au spus aici că se pune accentul pe specialiștii din Republica Moldova, mă duc și teze acum acolo, care practic nu că aproape, dar chiar nicio sursă bibliografică la specialiștii noștri sau în România. Nu vreau să mai deschid paranteze aici, dar normal că noi am fost împotrivă și teza s-a întors înapoi. Așa că eu consider că autoarea, teza este una care corespunde tuturor cerințelor în acel. Doctoranda este una destul de pregătită și merită titlul științific la care pretinde pe deplin, faptul care vreau să o felicit, pe doamna conducătoare vreau să o felicit, catedra, instituția, că este foarte multă muncă și atunci când se fac ceva aluzii sau observații la partea teoretică, nu partea teoretică, dar la partea, la concept, nu la concepte, dar la partea introductivă, unde este aparatul științific acolo, asta clar că fac observații conducătorului mai mult, dar nu că mai mult, dar chiar tot, decât doctorandul. Felicitări încă o dată și vă doresc succes, eu am să vă atenți pentru. Mulțumim, lecții deloc. Nu, sugestii valoroase pe care noi trebuie să le ținem. Acum oferim cuvântul doamnei doctor conferențiar Dari Ludmila. Da, e foarte succint. Colegi, nu mai confuzie, dar știi ce confuzie. Abordarea științifică și praxeologică a domeniului vizat permite concluzionarea faptului că teza de doctor în știința educației, dezvoltarea atitudinii pozitive față de incluziunea copiilor cu dizabilități la profesor de educație fizică, realizată de Shama Einas, corespunde cerințelor în acest, autoarea merită este acordat titlul de doctor în știința educației, societate științifică de domnul, conștelor, teorie, generală educație. Vă mulțumesc și Mulțumesc. În comunitatea academică creată aici ad hoc de educație fizică, că nu poți să alergi 3 km, cum spunea alintătura, ai să alergi și nu mi-e, că nu cred că e să-și pendeată leninistă și eu am să spun ție 5 la educație fizică, era la anul 4 la
Și m-a luat salvarea de pe, și m-a dus să merg cu operație de apendicită de pe dealul Ivalos de la Morchei. Am rămas când deja apendicita era într-o aproape stare gravă. Am rămas cu această sechiată toată viața, că era luptă destul de serios, că am și zic că este atât de important că noi nu am avut parte în acest context să înțelegem valoarea educației fizice. Că dacă nu puteam prăji pe deal, atunci nici la educație fizică nu avem o condiție fizică bună spre, spre deosebire de alții. Și băiatul meu spune că de asta a învățat, că rămânea în urmă cu norma de sfeclă și avea el la educație fizică nota asta. De asta a învățat. Asta e pentru noi, scuzați de digresiunea aceasta lirică, dar este o durere până la urmă, pe care am trăit-o așa. Important este că la USN am avut aici un domn în vârstă, Benjamin, nu știu cum scap acum, care ne-a reabilitat emoțional, pe filologi și am călătorit cu el, făceam marș forțat, și acum merg pașii 10.000 de pași ca să mă, să mă mențin. Dar asta mi-a ajutat soțul care practică sportul și ulterior. Nici nu ne imaginăm. Noi vom lua, eu sunt sigură că în contextul educațional de Republica Moldova noi avem nevoie să reluăm anumite experiențe din sectorul arab al Israelului. Noi nu știm care e situația, poate în școlile izraeliene, poate acolo este mai bine asigurată, că cu siguranță mă gândesc eu că nu, chiar ce s-a spus cu scaunul cu rotile sau cu altceva că le găsea, cât este altă situație materială acolo. Dar și mai bună. Mai bună. Ceva mai bună. Ceva mai bună este. Noi nu suntem chiar în situația aceasta, dar oricum avem nevoie de această specializare, de această reabilitare emoțională a copiilor care nu se regăsesc și nu reușesc la educație fizică. Am avut noi norme de gama A, gătă O, așa cum le avem în mintea mea pentru toată viața, și visam noaptea că alergam și nu dau vorbele, mai ales la școală pedagogică, că eram altfel. Nu aveam diploma, da, nu să predăm educație fizică în clasele primare, a fost așa bun. Eu am avut plăcere să citesc teza în engleză, să înțeleg foarte mai mult și am avut anumite regrete că în rezumat nu s-au cuprins, nu s-a reușit a se cuprinde anumite esențe. Și este pe alocuri, deci nu cât de natural. Dar nu este până la capăt redat sensul, de aceea s-a scăpat aici doar. Dar teza este în limba engleză, experții ANACEC, care o vor analiza în ultima instanță, vor găsi tot ce trebuie, pentru că ea corespunde ghidului ANACEC cu toate rigorile. Și rezumatul este și în engleză, dar și în română, a fost în special pentru noi ca să cunoaștem acest lucru. Vis-a-vis de rezumat s-ar mai putea pune anumite întrebări, dar ele acum nu. Dacă găsim acum doar 120 de instituții și nu sunt măcar numărul de subiecte experimentali, în teză și în prezentare noi toate le-am văzut. Dar cine vede doar rezumatul se gândește, vai de mine, dar uite, măcar asta nu e aici sau altceva. Nu este. Așa, atât s-a putut în condițiile în care s-a realizat această cercetare și nu putem avea mari pretenții, deoarece cercetarea s-a făcut integral în limba engleză. Aderez și subscriu atât la contradicțiile, începând cu contradicțiile și problema cu care s-a formulat, și continuând tot aparatul categorial de care dumneavoastră l-ați elaborat împreună cu distinsa doamnă coordonator, chiar dacă pe alocuri am putea să mai discutăm. Am citit teza la toate etapele, se remarcă o îmbunătățire sensibilă a textului, o foarte mare, deci ați fost foarte receptivă la ceea ce am sugerat noi și cât de mult posibil ați îmbunătățit foarte bine textul.
și în altul referat au rămas acele figuri în limba engleză. Mă rog, imposibil, parcă de tradus, ele sunt foarte relevante. Ele sunt în limba română, de asemenea, rămâne. Dacă o să faceți monografia, mă rog, ea o să fie tot în engleză. Dar generația de astăzi de cercetători de limba de la noi deja sunt vorbitori de limba engleză, deci nu toți, și noi vom recomanda cercetarea dumneavoastră. În programul acesta, Sportul pentru Toți, merită să fie inclus în strategie de stat. Noi nu l-am inclus în educație fizică adaptată, educație fizică inclusivă, așa cum dumneavoastră îl promovați ca și concept de toate pentru Republica Moldova. Mă gândesc că trebuie promovate mai mult. Aveți concluzii destul de extinse, așa cum au spus colegii. Mă rog, mi-am pus și aici întrebarea cu modelul, dar toate împreună lucrează până la urmă. Este o cercetare care nu poate să nu trezească anumite semne de întrebare, de atâta vreme cât suntem toți foarte diferiți, dar și contextele sunt așa de diferite. Beneficiul nostru, atât la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, cât și la USM, la Tiraspol a fost la început cu studenții din Israel, că am cunoscut. Eu am avut două doctorande cu care am lucrat și au susținut. Și una a fost arăboaică, alta a fost evreică. Și am cunoscut niște realități atât de subtile și cu fiecare susținere zic, noi de acum cunoaștem atâtea lucruri acolo și mi pare rău acum de situația care s-a creat. Deci suntem alături de dumneavoastră, vă sprijinim și vă mulțumim pentru această colaborare frumoasă. Vă urăm mari succese și în continuare cred că schimbul de experiență trebuie să se extindă și rezultatele trebuie diseminate ca la orice proiect. Să nu se încheie cu teza de cercetare. Asta ne dorim noi, să mai continuăm aceste cercetări, deși dumneavoastră acolo mai aveți niște etape până se obțineți, mă rog, documentul care vă abilitează ca doctor în statul Israel. Da. Cunoaștem care este situația, dar potențialul dumneavoastră vă va permite să treceți cu succes, să ne expediați cel puțin așa cum doctorandele fac, deci documentul final din Israel care vă certifică egalitatea de doctor în științe ale educației. Vă mulțumim foarte mult, scuzați de vorbă lungă, așa suntem noi filologii, cu profesor Cărbă, cred că v-am spus la părinte din copilărie. Mă scuzați. Nu, că era 4-3 deja în altă parte. Da, sunt continuare. Noi suntem mai emotivi, scuzați, am zis că educația inclusivă adaptată ne-a prins pe toți. Chiar am trebuia să avem așa o cercetare. Da, vorbim mult tot să-i cer special sau inclusiv. Da, da, da. Inclusivă. Da. Acum, stimați colegi, o rugăm pe doamna Shama Yeinas să se retragă în biroul alăturat. Iar membrii Consiliului... Nu, vrea să vă spună. Toți, nu o spună. După, acum toți trebuie să rămână numai membrii Consiliului Științific Specializat. Stimați referenți oficiali, stimată pretendentă, onorată asistență, ofer cuvântul secretarului științific, doamnei Dare Ludmila, doctorul științei pedagogice, pentru a da citire proiectului de hotărâre a Consiliului Științific Specializat cu referire la teza de doctor în științe ale educației, dezvoltarea atitudinii pozitive față de incluziunea copiilor cu dizabilități la profesorii de educație fizică, elaborată de către Shama Yeinas, specialitate 5101, teoria generală a educației. Noi am luat cunoștință deci, în procesul votării cu proiectul hotărârii în detalii. Acum se va citi doar concluzia finală. Mulțumesc. Interesant,
Consiliul Specializat, chemați referență oficial, hotărâre. Consiliul Științific Specializat de 531.01.23.72 cu referire la teza de doctor în știință ale educației, formarea atitudinii pozitive față de incluziunea copiilor cu CES la profesori de educație fizică, elaborată de Shaima Lina, specialitate 531.01.03 generală a educației din 28 martie 2024. Concluzia Consiliului Științific Specializat. Consiliul Științific Specializat de 531.01.23.72 consideră că teza de doctor în știință ale educației cu titlul Dezvoltarea atitudinii pozitive față de incluziunea copiilor cu dizabilități la profesorii de educație fizică se caracterizează prin inovație și originalitatea științifică, prin semnificația teoretică, valoarea aplicativă și calitatea metodologică înaltă. Conținutul lucrării corespunde temei aflate, materialelor publicate și rezumatul temei. Atât teza cât și rezumatul sunt expusul logic și coerent într-un limbaj științific precurcos, corespund cerințelor reglementare ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. În baza evaluării tezii și a rezumatului tezii, a expertizelor realizate de către referență oficial, a avizelor specialiștilor în domeniu și a susținerii publice, Consiliul Științific Specializat de 531.01.23.72, în conformitate cu prevederile actelor normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, a decis a conferit doamnei Shaima Lina titlul științific de doctor în știința ale educației, celitate 531.01, teorie generală a educației. A solicitat Consiliul de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova de a confirma hotărârea dată și a oferit doamnei Shaima Lina diploma de doctor în științe ale educației. Fiecare membru a votat, avem 5 membri, 5 pro și 0 membri contra. Mulțumesc. Stimați membrii Consiliului Științei Specializat, rugăm să aprobăm acest proiect de hotărâre, deja această hotărâre prin vot deschis. Vă mulțumim. Deci avem în rezultatul votării 5 membri pro, 0 membri contra. Deci în urma susținerii publice a tezii de doctor în științele educației de către doamna Shaima Lina s-a decis a conferi titlul științific de doctor în științele educației la specialitatea 531.01 teoria generală a educației. Cuvânt de mulțumire se acordă pretendentei Shaima Lina, de fapt de mulțumire, dar de încheiere. I would like to thank you about all the process for it has really vibrated. Okay, אני מודה לכם מאוד, זה היה ממש תהליך לא קל, אבל תהליך עם הרבה אנרגיות והרבה צ'לנג'. A fost un proces cam dificil, cu multe încercări și n-a fost ușor, dar am ajuns la cap. Harbe passion. A fost nevoie de multă răbdare. כל אחד מהם הוא תוספת, ותגיד, אתה עושה את זה כמו שצריך עבד. כן. כאלה דומלבסר, ישתי כעץ קונטריבואית פרסונל לסטודיו לי. הכבוד שלי, ללמוד מכם. Să aibă oportunitate să înveți de la dumneavoastră. Thank you. Support for all the... Mulțumesc pentru suport. Valentina, thank you for present my family. Next steps. Next step, I will change and cooperation with the experience Moldova-Israel. Okay. Dorește să colaboreze. Da. O să aibă satisfacții mari ca să colaborezi cu dumneavoastră. Stimați membrii Consiliului Științific, stimați referenții oficiali, declar ședința Consiliului Științific Specializat încheiată. Vă mulțumim!